Salut, prieteni, o să iasă domnul Gino Iorgulescu. Ce cerere ați avut astăzi? În ce stare este Mario? Domnul Gino, dacă se poate o singură întrebare. Nu se poate fără nicio întrebare. Vă rog frumos, ce le transmiteți copiilor de bani gata care nu realizează nimic? Ce le transmiteți? Nu e cazul. Păi, domnul avocat, cum să nu? Nu e copil de bani gata care nu realizează nimic. Altceva. Cum vă simțiți ca părinte în această situație? Cum vă simțiți? Îmi spune și mie. Da, eu nu fac rău. Eu nu fac rău. Doar întreb, un om a murit. Un om a murit, da? Cum a murit o pasăre? Un om, o familie distrusă. Domnule Gino Iorgulescu, atunci altă mică întrebare. Fotbalul românesc, unde dracu se duce? A? Ce facem cu fotbalul românesc? Dacă nu ne răspundeți, nu? Să știți un lucru, vina este al dumneavoastră, că n-a știut ca să îl țineți în frâu. I-ați dat prea mult liber. Asta este, domnule Gino. I-ați dat prea mult liber să facă ce vrea. Vina al dumneavoastră că a murit un om. Două familii distruse. Al dumneavoastră și acelui tânăr.